La mănăstirea Sfântului Ilie Paltinul de la Piscul Negru, aflată la cota 1200 pe Transfăgărășan, a fost organizată sinaxa stareților și starețelor din Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului. Evenimentul s-a desfășurat într-un spațiu duhovnicesc la acest sfânt altar cu hramurile Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul și acoperământul Maicii Domnului, care s-a ridicat cu multă jertfă în perioada anilor 1994-2015. În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Pe lângă stareții și starețele mănăstirilor din Argeș, la acest eveniment au participat și consilierii eparhiali, precum și părinții protopopi din cele 6 protopopiate ale eparhiei. Fiind ziua în care înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic Argeșanul a aniversat 79 de ani de viețuire pe acest pământ, toți cei prezenți au avut ocazia să-i transmită urări de sănătate. Cred că nu numai mie, dar nimănui nu-i place să îi se facă contabilitatea anilor pe care i-a trăit sau mai are de trăit sau așa mai departe. Asta este o chestiune de matematică. Când ai încredințări, acum fiecare om are încredințări, oricum ar fi, și în orice ipostază ar fi, că omul cum s-a născut, gata, este în ipostază de locuitor a pământului și de făuritor în numele lui Dumnezeu și cu harul lui Dumnezeu, bineînțeles, și Dumnezeu este prezent, guvernează, Duhul Sfânt, deci este cel care întărește, luminează, sfătuiește, sfârșite conjură cu drag și te sprijină tot timpul, că altfel n-am putea face absolut nimic. De aceea, și acum și tot timpul, îi mulțumesc lui Dumnezeu, că e o mare bucurie. Mare bucurie, este o emulație, este o dinamică formidabilă și stăm și noi și ne vedem, intrăm și noi în dinamica aceasta, însă ne bucurăm când Dumnezeu lucrează atât de minunat și statornic cu zidirile sale care au fost chemate, zidirile sale la diferite lucrări și la lucrarea aceasta responsabilă de trimișul lui Dumnezeu, de lucrători, de păstori, de suflete, care e foarte important. În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic s-a născut în Cracăul Negru la 6 iunie 1944 din părinți ortodoxi români, Elena și Haralambie, numele lui de botez fiind Constantin. A studiat la seminarul teologic din Mănăstirea Neamț între anii 1959-1964 și la Institutul Teologic Universitar din Sibiu în 1964-1968. A slujit ca preot în parohiile Tiol Tiur și Inău din Transilvania în 1964-1971, s-a călugărit la Mănăstirea Căldărușani în decembrie 1971, primind numele Calinic. A îndeplinit ascultările de muzeograf și secretar al mănăstirii de Metanie între anii 1972-1974, apoi a fost transferat la mănăstirea Cernica în 1974-1977. A fost numit stareț al mănăstirii Sinaia în perioada 1977-1981, apoi al mănăstirii Cernica 1981-1985. Îndemnitatea de arhiereu vicar al eparhiei Râmnicului și Argeșului, cu titlul Argeșanul, a fost hirotonit și instalat la 17 noiembrie 1985. În anul 1990, Sfântul Sinod a decis reînființarea Episcopiei Argeșului, ocazie cu care arhiereul vicar Calinic Argatu Argeșanul a fost ales episcop eparhiot în 27 septembrie și înscăunat la 18 noiembrie.